Sunt Liviu Lambrino și în episodul de astăzi vom vorbi despre prepararea cărnii de pui. Am aici trei pui. Se poate observa diferența de calibru între cele două tipuri de pui și acest lucru vine din durata de creștere și din modul de creștere a acestor pui. Aceste două piese provin dintr-o fermă free range de undeva de lângă București. Greutatea aproximativă a fiecărui pui este de 2 kg. Acesta este un pui cu creștere lentă cumpărat din supermarket, greutatea lui este de aproximativ 1 kg, 1 kg 100 de grame. Este recomandat să cumpărați carcase, de ce? Pentru că sunt mult mai versatile și putem să realizăm mult mai multe preparate cu o investiție minimă. Carne care conține și os, pentru că prin gătirea scheletului și a oaselor se pot obține stocuri, sosuri și un plus de gust pe care nu reușiți să-l scoateți dintr-o bucată macră de carne, dintr-un filet de pui, de exemplu. Primul preparat de astăzi este un simplu pui la cuptor. Folosiți un vas încăpător, ulei și în interior, sare, important să sărați și în interior, piper, cimbru, o jumătate de lămâie, bio, ca să puteți folosi și coaja, care altfel nu este comestibilă fiind tratată, un vin alb sec, de calitate bună, aceasta fiind baza pentru un sos pe care îl vom realiza după ce friptura va fi gata. Puteți să mai puneți usturoi, plante aromatice care sunt pe gustul vostru. Pentru prepararea la cuptor folosim funcția specială Steamify, care adaptează în mod automat cantitatea de abur la temperatura selectată. Este o presetare gândită de Electrolux, care ne face nouă viața mai ușoară în prepararea casnică. Trebuie să avem apă în rezervor, iar pentru acest pui de aproximativ 2 kg, pentru că folosim o metodă care se numește flash frying sau gătire rapidă la temperaturi înalte, lucrăm la 200 de grade, estimez că avem nevoie de aproximativ o oră și 10 minute, o oră și un sfert. Puiul este gata, cât se odihnește, facem un piure de cartofi, cartofi pe care i-am fiert aproximativ 20 de minute până când s-au muiat, i-am scurs și vom pasa împreună cu unt. Folosim lichidul care a rămas în tavă după gătirea puiului pentru a realiza un sos prin reducție. Îl strecurăm și îl vom fierbe timp de câteva minute pentru a-l îngroșa și a concentra și mai mult aromele. Mai strecurăm încă o dată pentru a ne asigura că nu a rămas nimic din aromaticele folosite. Iată cât de simplu este, pui la cuptor, piure de cartofi și sos de friptură redus. O masă potrivită pentru o zi de weekend. Așa ar trebui să arate puiul după o tranșare, cele două oysteruri, cele două fileuri minore, cele două fireuri mari sau pieptul de pui, cele două pulpe cu osul scos din partea superioară și cele două aripi din care am secționat și am eliminat eleroanele. Toate resturile, pielițe, oase, cartilagii, au fost salvate, nimic nu a fost aruncat, din ele vom proceda la executarea unui stoc sau a unei supe. Putem să păstrăm aceste bucăți de pui pentru o folosire ulterioară. Folosim aparatul de vidat de la Electrolux, care este una din etapele esențiale în procesul de gătire sous vide, dar care poate fi folosit și pentru prelungirea vieții alimentelor, respectiv împachetarea lor într-o atmosferă sărăcită în aer, prelungește viața acestor preparate cu până la 2 săptămâni. După ce carcasa s-a rumenit, puteți adăuga legumele, se sotează împreună. Supa este gata și pentru că sunt sigur că faceți și voi supă acasă, m-am gândit ca în episodul de astăzi să vă arăt un plating diferit, respectiv cum în această supă putem trece într-un ramen. Acesta a fost episodul dedicat puiului.
Sper că v-a plăcut și că ați învățat alături de mine cum se face o tranșare, un stoc sau un pui la cuptor sau un piure de cartofi. Până la revederea viitoare, vă doresc poftă bună împreună cu Electrolux!